După întâlnirea cu Vladimir Putin, dictatorul nord a părăsit astăzi Rusia. La ieșirea din țară, Kim Jong-un a fost a petrecut fastuos cu un covor roșu și muzică de fanfară pe fundal. Acesta a primit și mai multe cadouri cu o mare simbolistică din partea oficialilor ruși. Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, și-a încheiat vizita oficială în Rusia cu mai multe cadouri pline de simbolistică. Guvernatorul din regiunea rusă, primorie Oleg Kozemiako, i-a făcut cadou cinci drone kamikaze, o dronă de recunoaștere cu rază lungă, dar și o vestă antiglonț pe lângă altele. Aceste obiecte au o simbolistică anume în contextul războiului din Ucraina. Acestea reprezintă echipamente de care Rusia are nevoie disperată pe front. Totodată, darurile vin în contextul în care Occidentul se teme că președintele Vladimir Putin s-a înțeles cu omologul său nordcorean să-i furnizeze arme și muniții pentru a întreține războiul. Timp de o săptămână, Kim Jong-un a avut parte de o serie de evenimente în Rusia. Întâlnirea principală a fost cea cu președintele rus Vladimir Putin, unde au discutat despre perspectivele unei cooperări militare în contextul războiului din Ucraina. În cadrul acelei întâlniri, cei doi și-au dăruit reciproc câte o pușcă. Mai apoi, Kim Jong-un a ajuns la Vladivostok, unde a vizitat flota rusă din Pacific, echipată cu submarine nucleare strategice. Mai apoi a vizitat o fabrică de avioane unde a inspectat rachetele hipersonice ale Rusiei. După încheierea vizitei, Kim Jong-un a plecat din gara orașului Artyom pe covor roșu, în sunete de fanfară militară până la trenul blindat ce îl va duce înapoi în Corea de Nord. Aceasta a fost prima vizită a lui Kim Jong-un în afara țării de la debutul pandemiei de COVID-19.